Este o zi în care dăruim și primim multă iubire și căldură sufletească. S-au împlinit mai mult de 2000 de ani de când Fiul lui Dumnezeu, cel mai înainte de veci, a străbătut cerurile și a coborât pe pământ pentru a lua chipul nostru, împărtășind astfel condiția umană cea mai smerită. S-au pregătit să-i aducă Mântuitorului prin osul iubirii lor și să-și manifeste această dragoste prin colin, corul Bisericii Romano-Catolice, corul Batorii Istvan, condus de domnul profesor Oro Zoltan. Acest cor a fost înființat în anul 1890 de către călugărițele franciscane care au venit în orașul nostru din Germania. Ei vor interpreta piesele O ce noapte minunată, Mesajul din Betlehem și Grandoale în Sacra Nopte.
domnul primar oferă diploma de onoare corului Batori Ișvan, cor care poartă numele regelui Poloniei și principele Transilvaniei născut în orașul nostru. Vă mulțumim pentru momentul înălțător oferit în această seară. Dumneavoastră este corul de la Biserica Ortodoxă numărul 2, condus de domnul profesor Traian Albu, un cor care reunește voci tinere și în formare și voci mature. Membrii acestui cor au între 12 și 77 de ani, vârsta domnului profesor, neobositul domn Albu. Și pentru că aceste colinde sunt lucrate parcă în filigran, vădesc arta unui mare sculptor care s-a identificat trup și suflet cu creația sa. Colindele poartă, de fapt, amprenta veșniciei și atmosfera sfântă a sărbătorilor. Să îi lăsăm pe coriștii de la Biserica Mică, așa cum îndeopște o cunoaștem, să ne poarte în frumusețea stilistică și în simplitatea rostirii colindului românesc. Ne-am născut într-o colindă, tot sub milă Domnului, și-am agățat pe oglindă spiritul Crăciunului. Ne-am născut într-o colindă, nu-i nici unul mai prescut. Este ceasul împăcării, cum ne-a spus Domnul Iisus. Aduc pacea și lumina, aduc bradul strămoșesc, de nuci mere, tolba-i plină. E Crăciun și vă iubesc! Nu-i vreme de dormit.
Se confirmă încă o dată că este mare minune să ai o voce frumoasă și un lucru nemaipomenit să găsești un om care armonizează aceste voci. Mulțumim, domnule profesor, mulțumim, dragi coriști! Sufletul în mod tainic, nu doar superficial, în sensul unor melodii frumoase. Pentru că ele pătrund adânc în sufletul nostru al creștinilor, veți vedea și în minutele următoare prestația corului Bisericii Reformate Bambi, condus de domnișoara Pap Ilona, care de 15 ani conduce cu succes acest cor. Văd în balcon cu multă bucurie că surpriza serii începe să se concretizeze. Oaspeții noștri au venit din țara îndepărtată a Maramureșului, sunt acolo. Așteptăm să schimbăm locurile. Așadar, în continuare, coriștii Bisericii Reformate vor colinda pentru dumneavoastră.
mulțumim corului Bisericii Reformate, cor care poartă numele celui care a finanțat construcția Bisericii Reformate din orașul nostru. Să aveți sărbători fericite! Are în viața credincioșilor o reprezentare unică. Ea trezește rezonanțe afective de înaltă sensibilitate și de puternică intensitate, creând o atmosferă de bucurie și un farmec cu totul specific în trăirea religioasă, într-un nim de deosebită frumusețe și duioșie. Cuvântul colind are o semnificație aparte, deși este puțin cunoscut astăzi, semnificația lui înseamnă cântec de rugăciune și bucurie. Chiar de nu mai asociem rugăciunea colindului, totuși, bucuria a rămas expresia fundamentală a minunatelor cântece de Crăciun, așa cum ne vor exemplifica în momentele următoare membrii fanfarei Bisericii Creștine Baptiste numărul 1 din Șimleu Silvaniei. Fanfară înființată în anul 1977, iar în această formație evoluează din anul 2003 sub bagheta dirijorului Dorin Taloș. Thank you.
mulțumim fanfarei Bisericii Baptiste numărul 1 pentru un altul nivel artistic și interpretativ prezentat. Vă mulțumim! Întotdeauna Colinda a fost izvorâtă din datina străbună. Este o forță cu mare persistență în timp și este un adevărat simbol al spiritualității românești. Este o dovadă a vechimii și originalității acestui popor. Ea nu este doar o creație populară, ci are o scânteie din lumina divină izvorâtă din cărțile sfinte. Colindele au și mare rol de a uni generațiile între ele. În minutele următoare îi veți urmări pe coriștii de la Biserica Ortodoxă numărul 1, cor înființat în urmă cu mai mulți ani. În anul 1991, de regretatul dirijor profesionist Pipoi Constantin, care s-a stins din viață în urmă cu câteva săptămâni. Acolo în cer, împreună cu gazda noastră de atâtea ani, domnul Dumitru Corbeanu Colindă. Vă rămâneți. Oh,
în acordurile uneia dintre cele mai frumoase colinde românești, o ce vezi este minunată, colindă care dă și numele manifestării noastre de astăzi. Încheiem prima parte a spectacolului nostru, mulțumind domnului dirijor Ioan Doru Ola pentru maestria cu care conduce de atâta vreme corul Bisericii Mari. Vă rog să rămâneți în scenă pentru că vreau să adresez public mulțumirile noastre ale organizatorilor. Mulțumiri care se îndreaptă spre cei care cu pasiune, cu talent, investesc ore de muncă pentru a face să sune bine imnele de slavă pe care le înalță în biserici. Efortul unor asemenea corale este substanțial. Repetițiile săptămânale și concertul, pentru că răspunsurile liturgice echivalează în fiecare duminică cu un concert. Pentru că totul se desfășoară live, totul se petrece în direct, într-un dialog permanent cu slujitorii al Sfântului Altar, după o rânduială tipiconală riguros stabilită. Sonoritatea acestor corale este distinctă, este plămădită din voci, așa cum am spus mai devreme, din voci mature, alte voci în formare. Toate dau sens unei chemări scripturistice. Toată suflarea să laude pe Domnul. Alte cuvinte, se împletesc aici pasiune, talent, muncă, dăruire, jertfă. Îi felicităm pe toți pentru munca din spatele acestor armonii, din spatele acestor cântece care se înalță atât de înălțător în bisericile Șimleului și pentru faptul că în această seară ne-au făcut din nou să ne simțim mândri că suntem șimleoani. Îl parafrazez acum pe domnul primar care de 1 decembrie spunea că sintagma mândru că sunt român nu trebuie să fie una goală. Cred că sunteți în asentimentul meu, să spunem cu toții și în această seară, mândru că sunt șimleoan. Vă mulțumim tuturor, domnilor dirijori în mod special, organizatorilor dumneavoastră și spectacolul continuă. Pentru că astăzi seară la Șimleu se colindă. Mulțumim!